Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta discutăm despre Împreună pentru Alții, o temă care cred că este de actualitate, având în vedere că în ultima perioadă în România au sosit multe persoane din Ucraina, mulți cetățeni ucraineni și bisericile din România, organizațiile non-profit din România, instituțiile statului au întins o mână de ajutor acestor refugiați. De aceea, în seara aceasta vrem să vedem ce înseamnă această colaborare pentru a ajuta pe alții. Aveam invitați în studio pe domnul Sorin Bădrăgan, președintele Comunității Baptiste din București. Vă spunem bună seara, bine ați venit în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit! Avem împreună cu noi și pe domnul Mihai Ciopașiu, care este președintele, directorul executiv al... Nu-i rău și președinte, directorul executiv al Fundației RUD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Atât bisericile cât și organizațiile non-profit au încercat să slujească cât mai bine, să întindă o mână de ajutor celor în nevoi în această perioadă. Și aș începe cu Comunitatea Baptistă de București. Ce a făcut Comunitatea Baptistă de București în această perioadă pentru a împlini aceste nevoi care există, mai ales față de cei care au călătorit în România și călătoresc și din România înspre diaspora? Comunitatea Baptistă de București a încercat să fie aproape de cei din Ucraina, fie frați, surori de credință, fie persoane care au luat legătura cu noi, cu biserici din cadrul comunității sau au fost trimiși de anumite contacte din Ucraina sau din Republica Moldova spre partea de sud. Una dintre acțiunile, cred eu, cele mai importante, mai semnificative, a fost aceea de a ne uni în rugăciune și post pentru ca situația aceasta așa de tragică să se încheie. Continuăm să ne rugăm și spunem că e una dintre cele mai semnificative acțiuni, pentru că, fără îndoială, că ceea ce se întâmplă acum este și o luptă spirituală. O atacare a unei națiuni care trăiește în pace și care nu își amenință vecinii, atacarea unei asemenea națiuni în secolul 21, cu siguranță este explicabilă doar prin a aduce în ecuație și lucrarea celui rău, care poate chiar posedă pe unii dintre liderii națiunii atacatoare. Și oriunde, de fapt, este suferință, oriunde este rău, mai ales manifestat în asemenea măsură, trebuie să deschidem ochii și să înțelegem că cel rău este prezent. Aș spune că posedarea demonică trebuie, ca o paranteză, trebuie căutată nu doar în manifestările care rezonează cu ceea ce se întâmpla în timpul Domnului Iisus, ci în acțiunile acestea care au în spate ură multă și rău într-o măsură foarte mare. Așadar, ne-am rugat și ne rugăm, postim, dar cu siguranță momentele acestea necesită, cer o implicare activă. De fapt, asta este chemarea noastră ca și credincioși, ca și creștini, ar trebui să împletim mereu rugăciunea noastră, cererea înaintea Domnului ca El să intervină, să împletim această acțiune, rugăciunea, cu acțiunea, cu lucrarea, cu suflecarea mânecilor și implicarea în slujirile foarte practice. Astfel, biserici din cadrul comunității au donat cu generozitate pentru ca noi să putem procura alimente, să le trimitem peste graniță, spre Cernăuți, spre Izmail, și căutăm și alte, de fapt avem deja, dacă căutăm modalități, să ajungem și în alte părți ale Ucrainei, mai ales în sud, urmând ca multe dintre lucrurile pe care le trimitem să fie duse pe drumuri secundare către zone care au mare nevoie de ele, spre Kiev, spre Mariupol chiar, spre Odessa,
spre zona Mariupolului, acum Mariupolul fiind încercuit. Dar acesta a fost unul dintre aspectele pe care bisericile l-au susținut. Un altul, și asta a fost un fel de efort comun, conjugat al comunității. Un alt aspect foarte important, o slujire, a fost cazarea și hrănirea refugiaților. De fapt, noi la Biserica Providența îi numim oaspeți, oaspeților noștri ucrainieni. A fost să-i cazăm și să le oferim hrană și ajutor în ceea ce au nevoie. Produs acte, ajuns la diferite ambasade, pus întrebări. Și lucrul acesta e un efort semnificativ. În cadrul comunității sunt diferite hub-urile, numesc eu, biserici care unele au făcut grupuri, care s-au unit și încearcă să cazeze credincioși și nu doar credincioși din Ucraina, ci și persoane care vin pe recomandări sau efectiv ajung în gară. De asemenea, biserici care au făcut parteneriate cu fundații, cu organizații, sau biserici care ele însele au reușit să devină un fel de centru care să organizeze cazări, să organizeze transporturi. Avem o cunoștință de biserici care, din cadrul comunității din București, care oferă și transport. E un fel de stupar, de fapt. Nu doar în București, ci conectează oamenii care vin, ucrainienii care vin pe diferite căi în România, în diferite puncte, îi duc spre graniță, spre București. Doar să mai menționez lucrul acesta, Bucureștiul a devenit încă de la începutul acestei crize un punct de interes pentru cei care vin în Ucraina, având în vedere că aici sunt multe ambasade. Dar de asemenea am început să identificăm și persoane care doresc să se mute în București, să stea o perioadă, spun cei mai mulți, astfel că aici, găsind slujbe mai bine plătite, să-și poată permite să-și întrețină familiile. Da, mulțumim. Fundația RUT a făcut anumite acțiuni cu refugiații. Cum v-ați implicat în această perioadă? Înainte de a spune ceva despre Fundația RUT, aș vrea să vă felicit pentru premiul pe care vi l-a oferit Asociația, nu știu exact cum se numește, a asistenților sociali. Poate ne spuneți înainte și după aceea trecem și la despre premiul acesta. Da, a fost un premiu din partea Consiliului Național al Asistenților Sociali din România. Noi colaborăm foarte bine cu ei, am fost parteneri și cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și a fost un premiu de excelență pentru promovarea acestei meserii de asistent social și da, este o cinste care ne onorează și o distincție pe care o merită toată echipa. Eu am fost reprezentant de fapt acolo. Înainte de a vă răspunde ce a făcut Fundația Providența sau proiectul RUT, cum este cunoscut, aș vrea să spun că înainte, că noi chiar ne gândeam la începutul anului, fiind un an de sărbătoare, noi aniversăm 30 de ani de slujire și se numește ideea aceasta de proiectul RUT, vine de la istoria lui RUT, care a venit din Moab și a fost primită și a beneficiat de o lege pe care o avea poporul Israel ca să nu secer tot ce rămâne și să lași un colț nesecerat pentru sărac. Și noi 30 de ani am slujit pe cei din comunități defavorizate, marginalizate, comunități sărace, însă acum ni s-a dat oportunitatea, Domnul ne-a pus înainte, de a împlini într-adevăr și istoria lui RUT, dar și a textului din Levitic 19, ca să ajutăm și străinul. Și de aceea noi această fundație a fost începută de Biserica Providența, Biserica Baptistă Providența din București și în curtea bisericii acolo jumătate este biserica, jumătate este așa numitul centru RUT, unde a fost școala inițial și toate proiectele, apoi s-a construit clădirea nouă și acest centru a devenit de fapt locul de găzduire al voluntarilor care veneau din America, din Anglia și când am văzut pozele acestea pe internet și știrile și am văzut mamele cu copii și ne gândeam că acum, nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni aceste mame își lăsau copiii la școală dimineața, apoi mergeau la serviciu, cam ce fac și mamele de la noi și acum aceleași mame, în loc să-i lasă la școală, trec granița cu ei, cu un troller, cu un căruț,
neatins, deci nu poți rămâne indiferent, mai ales că noi avem și această viziune a slujirii și am slujit foarte mult copii, mai ales medii defavorizate. Noi am stat așa și ne-am gândit ce putem face. Avem acest centru, avea capacitate de 23 de locuri, ne-am mobilizat și în câteva ore l-am dus la 30. Am mai cumpărat ceva saltele, paturi și am cumpărat repede un uscător, o mașină de spălat, frigider. Ce trebuie ca să faci un centru pentru termen lung? Că avem familii care stau deja de 2 săptămâni și poate vor să stea și mai mult, încercând, așa cum menționa și fratele pastor Sorin, să-și rezolve cu actele ce au aici în București. Și atunci am început, în 2 zile s-au umplut cele 30 de locuri, au devenit încăpătoare, am vorbit cu Biserica Providența, pentru că acolo împărțeam spațiu și aveau școala duminicală, ne-au dat voie să scoatem băncile afară, am cumpărat saltele, am umplut saltele, am ajuns la 50 de locuri. Și acum încercăm să mergem la 70, pentru că în clădirea școlii RUT avem 2 apartamente, unde într-unul dintre ele era, dezvoltăm nou proiect Caravana Lecturii și acolo erau cărți, se făceau teste pe cărți și într-unul aveam centru de croitorie și am strâns mașină de cusut, am strâns cărțile și acum încercăm săptămâna aceasta să deschidem și locul acela. Deci cam asta a fost experiența noastră. Bineînțeles că pot să spun că ne era pe surprindere situația, dar infrastructura era acolo și motivația și dorința noastră a fost aceea de a întinde o mână acestor femei, mai ales copii, care sunt foarte vulnerabili. Să nu mai menționăm și faptul că avem în România acest renume în sens negativ, și anume de a fi țara care trimite cele mai multe femei spre trafic de ființe umane, și atunci aceste persoane sunt într-un mare risc, mai ales că ele au venit și chiar stăteam și mă gândeam, am trimis un autocar la Suceava, la Siret, și s-au umplut cu oameni și unii au fost duși la ambasadă și ne-au rămas câteva mame cu copii și au ajuns la noi pentru că am trimis acel autocar. Bineînțeles că puteau să ajungă în acest fel oriunde. Însă când au văzut biserica, și asta pentru noi este a fost așa o mărturie frumoasă, au văzut biserica, au avut încredere. Vedem și noi acum ce înseamnă, pentru că au spus aici o biserică, au văzut biserica baptistă, unii au ajuns la biserica creștină în Evanghelia Antiohia, unde eu slujesc, și au văzut biserica. Și au spus aici intrăm pentru că avem încredere. Și este și o mărturie în același timp pe care putem să o dăm în zilele acestea. Pentru că tot ați vorbit de mărturii, ce mărturii v-au marcat? Ce povești de viață din tot contextul ăsta v-au marcat? Știu că toată situația ne marchează, dar dacă aveți vreuna dintre mărturile care... A fost chiar în primul grup, a venit o doamnă care însoțea pe prietena ei cu 2 copii mici, cu 2 fetițe, și a zis, măi, eu am venit aici doar să o aduc pe prietena mea, să mă asigur că e ok, și stau câteva zile. După ce a văzut ce facem acolo, a spus, eu nu mi-am imaginat că se poate așa ceva, ca niște oameni care nu ne cunosc, străini, să nu mai spun, nu mă duc eu în istorie, dar nu știu cât de bine ne-au văzut ucrainienii, și, sau poate credeau că vom răspunde așa de pozitiv, vorbim România în general. Și a spus, după ce a văzut, eu n-am întâlnit oameni ca voi niciodată. Și zice, eu plec înapoi. Gata, prietena mea e ok, ajută-mă să ajung înapoi în Ucraina. Păi zic, măi, noi facem traseul de la Siret încoace, nu și invers. Da, am vorbit pe rețeaua noastră de la comunitatea zonală Creștin Evanghelie și acolo chiar era un grup care pleca într-o oră din gară înapoi în Ucraina, ucrainieni. Și am sunat, a zis, dacă ajunge la gară într-o oră e ok, poate să meargă cu ei. Și în drum spre gară a sunat-o pe mama ei, se întorcea de fapt să ajute mama care are diabet, e pe dializă, are și un băiat de 18 ani care acum este teamă să nu îl ia și pe el în armat, acolo la război. Și în drum spre gară, noi am reușit repede în ora aceea să aranjăm să plece. A sunat mama ei și a spus, nu te mai întoarce, că nu este speranță pentru tine aici. Și m-a sunat plângând, Mihai, pot să mă întorc? Că nu mai am să mă duc. Și s-a întors și de atunci, dar am văzut-o schimbată. Deci e... Și asta vreau să menționez un aspect la care, pentru că logistic ne-am organizat destul de bine și Bisericii Baptiste și Creștini Evanghelie și Pentecostale și a fost și alții și ONG-uri, știți unde nu suntem pregătiți? Să asigurăm consiliere. Pentru că fiecare femeie care vine are o dramă în spate, are un soț care a rămas, are o mamă, are un tată, are alți copii mai mari care poate sunt în luptă și noi nu putem să oferim. Nu știm limba rusă sau ucraineană, adică noi suntem mai mult spre partea, am fost cu franceza, cu engleza, și asta e o problemă. Pentru că toate care vin au o dramă. Oricât câtă logistică le-ai oferi și s-ar simți bine și este foarte bun lucrul acesta, inima lor e acolo.
Cu cine a rămas? Au fost câțiva care au început să se să ocupe și de latura aceasta și cred că ar fi bine în fiecare centru să fie câte un consilier. Ce povești, povești, că nu-ți povești, povești de viață, de care v-au marcat călătorind mai ales și spre Ucraina, în Ucraina, ați văzut acolo? Am fost de două ori în 10 zile spre Siret, odată doar până la Suceava, dar în vamă fiind, am fost copleșit de imaginea aceasta a mamelor care într-o mână țin un copil și cu alta trag un troller un pic mai mic decât cele pe care le folosim pentru a călători, pentru a le lua în avion. Sau în pungi de plastic, în sacoșe de plastic, urmate îndeaproape sau în dreptul lor fiind copiii un pic mai mari, cei care țineau într-o mână o jucărie și în alta o punguță sau având în spate un ghiozdănel ca de școală. Să vezi un flux continuu de oameni care au lăsat totul în urmă, e o imagine copleșitoare. Am fost încurajat să văd așa de multe organizații creștine și necreștine care sunt prezente în vamă pentru a primi pe cei care vin, pentru a le oferi o mână de ajutor. Chiar și autoritățile statului, din punctul în care eu am ajuns în vamă săptămâna trecută, joi, erau deja destul de bine organizate, în sensul că sunt ofițeri, sunt soldați din poliție, din jandarmerie, care preiau fiecare situație, pun întrebări vis-a-vis de nevoile pe care aceste grupuri care vin, mame cu bunici și cu copii în speță sau în general, persoanele sunt întrebate ce nevoi au și apoi sunt trimise, direcționate către voluntarii care ar putea ajuta acea nevoie specifică. Voluntarii sunt verificați, primesc un fel de aprobare și lucrul ăsta se vede prin ceva ce au la gât, cu semnătură, cu ștampilă din partea autorităților. Sunt așa de multe poveștile și cred că emoțional aceasta este una dintre cele mai dificile, unul din cele mai dificile aspecte ale implicării. Pentru că fiecare poveste e reală, e profundă, are implicații majore, nu doar pentru prezent, ci pentru viitor. Am fost într-un fel marcat de o imagine pe care am văzut-o, o mamă, o femeie mai în vârstă, stând la aceeași masă cu ceea ce părea a fi fiica ei, erau și niște copii acolo, cred că erau bunică, mamă și copii, stând la aceeași masă, nu una în dreptul celelalte, ci cu o oarecare distanță, cumva în diagonală, dar fiecare se uita în gol, în dreptul celuilalt. Da, se uita în gol minute în șir. Am stat acolo și efectiv am privit, uitându-se în gol, fără să-și spună nimic, fără să facă nimic. Oameni care păreau a fi pierduți. Situații incredibile, chiar una pe care o cunoaște și domnul Ciopașiu, că s-a întâmplat de fapt chiar acolo, am aflat o ucraineancă cu doi copii, cu soț libanez, veniți în România sperând cu bilete luate către Dubai să meargă la fratele soțului. Cu o noapte înainte se anulează vizele pentru soție și pentru copii, pleacă doar el să rezolve lucrurile acolo, ajunge, află că fratele nu mai poate sta
în Dubai decât o lună, soțul acestei femei care este aici e blocat în Dubai pentru că nu se poate întoarce în România, că are nevoie de viză. Și cine dă viză acum unui libanez care să vină cu acea și o familie despărțită, care are nevoie de atenție, de ajutor, mame care sunt blocate în București pentru că s-au pornit să plece spre Israel, spre rude sau spre America, dar n-au pașapoarte biometrice și sunt disperate pentru că nu are cine să le ajute și atunci fiecare poveste este una dificilă, una cu poveri mari, dar suntem acolo să ajutăm cât putem și pe cât putem mai mulți. Da, mulțumim pentru această istorie, chiar o temă care ar putea să fie continuată din ceea ce ați prezentat ar fi rolul statului în toată povestea asta. Mi se pare că până acum am fost în perioada de COVID foarte mult controlați, acum am început noi să ne aruncăm înaintea statului în ceea ce privește ajutorul și chiar oamenii n-au trebuit să fie impulsionați de nicio autoritate, să fie oameni. Lucrul ăsta este foarte bun pentru că noi avem o motivație mult mai profundă și mai serioasă și anume ne trimite Dumnezeu, ne trimite Mântuitorul nostru să îi slujim pe cei care sunt în situații tragice. Dar acesta, vreau să spun că este și modelul pe care Biserica l-a urmat încă de la început. Primele spitale, sistemul de asistență socială, de fapt asistența socială, nu un sistem bine organizat, și-au rădăcinile în slujirea Bisericii. Este natural ca Biserica să fie prima care să slujească. Rolul statului este foarte important și măsura sau mărimea crizei necesită implicarea statului și, de fapt, eu aș zice o colaborare între stat și biserică și entități, organizații non-guvernamentale, pentru că biserica are ce statul nu prea poate oferi. Biserica are dragoste, are compasiune, însă statul poate să deschidă uși, poate să... Numărul celor care vin e atât de mare încât bisericile s-ar putea să fie copleșite. Am văzut, spre exemplu, în Calafindești, nu departe de graniță, o biserică ce și-a deschis ușile și subsolul găzduiește 50-60 de refugiați. Dacă numărul celor care vin spre țară, în țară, din Ucraina, crește cum pare că se întâmplă, atunci resursele bisericilor se vor termina. Nu doar cele de capacitate de cazare, ci și de hrană, dar de asemenea și cei implicați sunt într-un fel la capătul puterilor deja, pentru că noi funcționăm ca un tur de control al unui aeroport. Sunt situații pe care trebuie să le rezolvi în jumătate de oră. Primești un telefon că cineva a ajuns în gară și are nevoie de cazare, e ora 9 seara, oamenii sunt flămânzi, copiii sunt speriați, mai vin și cu căței, cu pisici. Sunt probleme foarte specifice, individuale și ele trebuie tratate ca atare. Și atunci efortul acesta este enorm. De aceea cred că este încurajator modul în care bisericile, eu spun de cele evanghelice, pentru că aici cunosc mai bine, cu siguranță și celelalte biserici creștine și nu doar culte creștine s-au mobilizat în vamă, găsesc și culte necreștine care sunt prezente să ajute, dar este încurajator modul în care bisericile s-au organizat. Cum v-a ajutat experiența celor 30 de ani pentru momentul acesta? Probabil că nu v-ați imaginat că va veni
un astfel de moment. Noi nu ne-am imaginat că vom ajunge în secolul 21 să avem parte de un astfel de tratament, o astfel de invazie, un astfel de război. Cum v-a ajutat tot ceea ce ați făcut la RUD până în prezent să fiți pregătiți pentru momentul acesta? Ne-a ajutat parțial, pentru că, așa cum am menționat, infrastructura, partea logistică exista, centrul de cazare. Noi la școală avem cantină unde cei 200 de copii care sunt la școală primesc o masă caldă, așa că am mărit acum capacitatea de a face mâncare atât pentru prânz și pentru cină. Micul dejun și-l iau, îi asigurăm tot ce trebuie în centru, dar prânzul și cina le livrăm de la școala RUD, este o distanță de două străzi. Apoi aveam capacitatea de cazare, aveam ceva mașini, transport, dar nu lucram în felul ăsta. Pentru că nouă, când ne venea un grup, spre exemplu, de 30 de americani, era un grup compact. În primul rând știai când vin, știai când plec. Ei veneau organizați. Nu era un flux în săptămâna respectivă în care noaptea îți pleacă unul la două, la șase dimineața îți vine alt grup, trebuie făcut curățenie. De asta spun că ne-a ajutat parțial, pentru că dinamica este foarte mare. Pe de altă parte, ne bucurăm că chiar acum primim, am închis telefonul pentru emisiune și am dat un contact, pentru că trebuie să intre 23 de persoane. Ne bucurăm că intră, dar fiecare din aceste 23 de persoane, sau să spunem câteva familii, are povestea lor și nevoile lor. Și odată intrați, le facem repede o fișă, există un regulament care e făcut pentru siguranța lor și ca să ne organizăm bine, dar apoi ne interesăm și avem acolo ce urmează și scriem ambasadă mâine dimineață, apoi plecare spre aeroport, cumpărat bilete, dus la gară, dus la autogară. Sunt mai multe rețele pe atât la Biserica Baptistă, cât și Biserica Creștină Evanghelie, unde eu lucrez, de asta sunt în ambele rețele și noi putem să... Acolo, dacă trimit, de exemplu, am nevoie de mașină de o persoană la gară, în maxim 3 minute primesc un răspuns, un șofer care se duce și ia, cred că sunt 20 de microbuze în așteptare în momentul ce, acum cât vorbim noi. De asta chiar mă gândeam și vorbeam și cu Sorin și m-am mai spus mai multe ori expresia aceasta că împreună suntem mai tare decât Uber și Airbnb la un loc. Pentru că alocăm, chiar mă uitam, folosim și Uber-ul foarte mult, deci am fiecare zi câte 10 curse, dar durează 12 minute să-mi ia comanda, pe când la noi în rețea, în maxim 2 minute eu am șoferul, trimit mai departe numărul. Am avut chiar cu Sorin experiențe în care cineva din biserică de la mine trimitea pe cineva la Timișoara, aveau avion la prânz, era noapte pe la ora 10 și mi-a zis, cunoști pe cineva să le cazeze în Timișoara? Și l-am sunat pe Sorin. I-am zis că a durat 3 minute ca să primesc numele unui păstor de la Biserica Baptistă numărul 2, parcă din Timișoara, și le-au preluat, le-au dat un apartament, cină, mic dejun, le-au dus la aeroport. Deci partea asta de logistică pe noi ne sufocă, pentru că, deși mie mi-a 3 minute, eu rezolv situația poate în rețeaua noastră de biserici pentru o familie. Numai că ce se întâmplă este că nu se mai termină aceste solicitări. Chiar am avut situații în care am avut pe cineva în Polonia, care n-a scaun cu lotine și s-a postat pe Federația Baptistă Europeană. Am primit și eu acolo un e-mail și am luat numărul și am sunat. N-a apucat să sune nimeni și am spus, ok, ce aveți nevoie? Vă trimitem un microbuz. Era un pastor în scaun cu lotine și 6 copii. Și împreună cu el la telefon și cu cei din Polonia am reușit să găsim, să identificăm o biserică ce a preluat această familie și a dus mai departe. Am avut situații, spre exemplu, când cineva a ajuns în Polonia într-un centru care nu are o biserică și i-au cerut 70 de euro pe noapte. Și atunci a durat, cred că undeva la 5-6 minute, ca să aflăm numărul președintelui cultului baptist din Polonia, care a găsit în biserica din orașul, în orașul respectiv unde era și cred că într-un sfert de ori a preluat. Deci ce vreau să vă spun este că, și fac o afirmație care pentru un teolog pare așa, să zic, nu foarte academică, trupul lui Hristos este mult mai tare decât statul. Nu că ne-am fi așteptat să fie invers. Dar noi vedem acum o relație pe care o au bisericile, care s-a activat, pentru că aceste grupuri existau de WhatsApp, comunități zonale, comunități naționale, și ne ocupam cu partea de doctrină, cu lucrarea cu copiii, dar dintr-o dată această rețea funcționează numai în România, în toate relațiile pe care le avem, și noi putem de la orice graniță să luăm oameni în 10 minute, să avem un contact care să-i ducă, să-i cazeze o noapte la Suceava, la Siret, la Baptist, la Pentecostal, la Creștinul Evanghelie, pentru că aici ne învârtim noi, în zona aceasta, și poate, așa cum spunea... După COVID, în care să fim la distanță, a venit vremea să fim aproape.
Și probabil că acest eveniment a încercat să ne aducă mai aproape distanțarea asta care a fost. Și a mai tăiat-o, chiar mă stăteam și mă gândeam câtă dezbatere a fost în bisericile noastre pro și antivaccin. Și cât de mai discută cineva despre asta acum. Deci ne-am unit acum și cei care eram și proști, nu contează cum suntem, dar mă refer la câtă disensiune poate să apară, dar când a apărut cauza aceasta și criza aceasta, acum toți, ori de care parte am fi fost a baricade, că e pandemie, că e plandemie, că nu știu ce, acum toți suntem uniți să ajutăm refugiații și menționați de, și de relațiile externe și aș începe cu dumneavoastră să vă întreb dacă știți anumite implicări din partea fraților, a creștinilor după Evanghelie din Europa sau din alte locuri din lume să ajute bisericile creștine în efortul acesta în România. Da, când spuneam că trupul lui Hristos e, acum sper să nu se supără nimeni, e bineînțeles că e o expresie așa care să fie un fel de breaking news. Trupul lui Hristos e mai tare decât statul, nici nu există îndoială că împărăția lui Dumnezeu va dăinui și, dar în ce sens vreau să spun că logistic noi nu știam potențialul. Cred că niciunul din noi n-am știut ce potențial au bisericile din diaspora. Noi mai făceam strângeri de fonduri pentru o cauză, dar nu eram toți în alertă. Și am avut situații în care și oamenii au înțeles că noi dacă suntem în prima linie aici, noi în România, apoi Ungaria, apoi Polonia, practic țările care sunt la graniță cu Ucraina, ceilalți au înțeles că și ei sunt parte din trupul lui Hristos și dacă nu pot fi mâinile și picioarele care să atingă, să-i ajute pe cei nevoie și să-i cazeze, să-i ducă la aeroport, la gară, la ambasadă, ei pot pe de-o parte, așa cum se amintea, să se roage, pentru că avem nevoie, este o luptă spirituală, dar și un efort enorm, fizic și psihic și pentru noi, dar și financiar. Pentru că noi am stat și ne-am gândit, resursele pe care, când mă întrebați de proiectul RUD, păi noi când am început, ne-am făcut un buget pentru primele 30 de zile cu 30 de refugiați. Și iată că avem 50, au trecut 80 în două săptămâni, persoane, să zic așa, beneficiari unici, cum spunem în domeniul social. Și dacă această situație va continua 3, 4, 5, 6 luni, la un moment dat noi nu o să avem nici resurse, să nu mai spun de partea noastră fizică și emoțională, noi să ducem, dar și financiar. Și biserici cred că au răspuns, pe de-o parte, pe partea de fundraising ne-au ajutat și cred că vor mai ajuta, dar și logistic, pentru că au început să ne ajute cu transport. Spre exemplu, dacă ai o biserică baptistă în Germania, acum noi suntem oricum, în mare parte suntem tranzit. Noi avem în România, nu știu, poate 10% din cât a luat Polonia, din refugiați. De ce? Pentru că ei vor să meargă în vestul Europei. Foarte puțin vor să vină aici unde bugetul pentru refugiat oferit de stat, că vorbeam de stat, este de 20 de lei. Eu nu știu ce poți să faci cu 20 de lei. Pentru că costă mult mai mult ca să oferi 3 mese, să-i duci la aeroport, să ai spălătorie, am cumpărat medicamente, am luat haine. Deci costurile sunt foarte mari. Și atunci, bineînțeles că acești oameni nu vor să stea în România decât dacă speră că războiul se termină repede. Altfel, ei vor să ajungă în Germania, în Austria, în Franța, în Spania. Dar diaspora evanghelică există acolo. Și sunt biserici deja, care am vorbit dimineață cu Italia, cu cineva, care au preluat deja 20. Și atunci noi suntem în prima linie, dar și ei preiau și au creat spații, sunt pregătiți și cred că este de mare ajutor, pentru că trupul lui Hristos nu este doar aici, este pe tot pământul. Și cu ocazia asta le spunem și celor din diaspora că urmează rândul dânșilor acum, pentru că se vor muta din ce în ce mai mult. Cum au fost implicate organizații baptiste externe României în România și în efortul acesta? Cu siguranță fiecare biserică baptistă care s-a implicat în mod direct a avut experiența aceasta unei generozități deosebite din partea membrilor. Biserici cu mai puțin membri, biserici cu mulți membri ne-au tot comunicat surpriza asta. De fapt, nu e neapărat o surpriză, dar generozitatea deosebită a credincioșilor. Unele din bisericile locale au conexiuni cu organizații din afara țării, fie din vestul Europei, fie din America de Nord, și au fost sprijinite semnificativ unele dintre ele pentru a face asemenea slujiri. Sunt însă și instituții baptiste care deja au făcut pași foarte mari sau sunt în proces de
a ajuta semnificativ. Aș vrea să menționez pe secretarul general al Federației Europene Baptiste, pastorul Alan Donaldson, care a fost în România săptămâna aceasta. Federația Europeană Baptistă deja a sprijinit Uniunea Baptistă din România cu o sumă care să fie trimisă către bisericile care se implică în mod direct în găzduirea ucrainienilor care vin spre noi. De asemenea, bordul de misiune internațională a Convenției Baptiste de Sud a fost aici prin doi reprezentanți săptămâna trecută. Urmează să vină chiar președintele bordului de misiune internațională săptămâna viitoare, să vadă slujirea pe care o fac baptiștii în România, să vadă ce se întâmplă la Siret. Secretarul general al Alianței Mondiale Baptiste va veni săptămâna viitoare pentru a vedea cum anume baptiștii din această organizație, care include pe majoritatea baptiștilor din lume, cum ar putea să slujească împreună cu noi în această criză. Așadar, mobilizarea este generală. Și aș vrea să spun că baptiștii, spre exemplu, dintre evanghelici, întotdeauna s-au unit în jurul unor cauze, în jurul misiunii. În ADN-ul baptist, autonomia bisericii locale înseamnă că fiecare biserică se poate guverna singură, poate sluji singură, poate funcționa singură, deși există o interdependență, dar ea nu este foarte profundă, pentru că biserica este o unitate, locală este o unitate în ea însăși. Dar atunci când baptiștii s-au uitat împreună în cuvântul Domnului și au văzut că trebuie să facă slujire împreună, să facă misiune, ei au venit împreună. Și cu siguranță atunci când a apărut nevoia, și acum avem de-a face cu o nevoie așa de mare, baptiștii vin împreună, și nu doar baptiștii, ci creștinii după Evanghelie, pentecostalii, slujesc pentru ca aproapele nostru să fie înconjurat cu dragoste și Hristos să fie mărturisit de noi prin faptă și cu siguranță și prin cuvânt. Pentru că în tot acest efort de a sluji practic pe aproapele nostru care este în nevoie, și găsim și modalități, aplicații, testamente în limba ucraineană, materiale evanghelistice în limba ucraineană, pentru a-i ajuta pe oamenii aceștia să îl întâlnească pe Hristos. O lecție foarte importantă, și spun asta fiind baptist, îmi permis să spun, dacă probabil nu eram baptist, nu spuneam lucrul acesta. Cu alte cuvinte, baptiștii pot să treacă dincolo de autonomie spre asociere dacă au o cauză. Mi se pare că noi le dăm proceduri, le dăm instituții, veniți sub anumite instituții, veniți sub anumite proceduri. Dinamizarea relațiilor va veni prin cauze comune. Cu siguranță, și de fapt asta este una dintre marile provocări ale generației sau ale lumii contemporane. Instituțiile își pierd din semnificație și din autoritate. Și doar măsura în care o instituție reușește să inspire părțile componente la a face ceva împreună, la a avea o viziune comună care să se înscrie în speță în cazul instituțiilor religioase, evanghelice din România. Dacă o instituție reușește să inspire, să coaguleze o viziune, să motiveze la acțiune cu siguranță spirituală, dar și practică, atunci acea instituție poate să nădăjduiască să reziste în fața tăvălugului care de-abia a început să vină spre noi, în general ca forme instituționale de organizare. Tăvălugul va fi tot mai puternic,
pentru că nu doar postmodernitatea, ci și ce se întâmplă acum, care probabil că e o post-postmodernitate, fărămițează tot și oamenii sunt tot mai puțin interesați de instituții. Oamenii vor lucruri concrete, lucruri reale, lucruri, experiențe autentice și atunci o situație ca aceasta ne poate ajuta, de fapt, să redescoperim importanța venirii noastre împreună, a slujirii, să redescoperim lucrurile cu adevărat importante în viața asta sub soare și așadar ne și ajută. Vă aduc aminte că discutăm despre împreună pentru alții. Aceasta este tema emisiunii și până acum, în mod natural, s-au conturat relații stat-biserică, ce face statul, ce face bisericile, ce fac bisericile, ce fac organizațiile creștine, organizațiile care nu aparțin sau asociate unor culte evanghelice, ce facem fiecare dintre noi și cred că este extrem de important să descoperim acest efort comun pe care trebuie să-l facem pentru a fi în slujba altora. ONG-urile adeseori, nu știu dacă e valabil tot timpul, afirmația mea, au avut o plângere că relația cu poate biserica sau alte instituții n-a fost cea mai bine conturată și cea mai eficientă. Ce ar trebui să facă biserica pentru a eficientiza relația cu ONG-urile în vederea slujirii celor semenilor noștri, celorlalți? Eu clar vorbesc din perspectiva unui ONG început de o biserică baptistă și nu pot vorbi poate pentru toate ONG-urile și noi am experimentat această, vedeți, și lucrarea care s-a făcut în Ferentare a fost începută de o biserică baptistă și apoi creând un ONG, este natural fenomenul de instituționalizare prin care dorești să faci acreditare, să ai oameni specialiști, să ai infrastructură, să îți menții acreditele pe toate domeniile, educațional, social, acum mai chestia și pompierii cu poliția, trebuie să ai toate în regulă. Și atunci, normal că există cumva o distanțare față de biserica ce a început un astfel de proiect, dar noi acum n-am experimentat acest lucru pentru că avem din Biserica Providența voluntari care vin și ajută, surorile vin și gătesc în fiecare weekend pentru să ofere două mese acestor musafiri și oaspeți, cum bine au fost numiți. Dacă aș vrea să răspund la ce se poate întâmpla să existe o relație mai bună, este un răspuns foarte simplu. O criză ca aceasta. Pentru că în criza aceasta bisericile și ONG-urile au colaborat foarte bine. Acum sunt și eu tributar să amintesc de cultul creștin Evanghelie și Biserica creștin Evanghelie, de unde fac parte ca și prezență la biserică și în același timp slujire. Știți că noi avem o densitate foarte mare în nord, în Bucovina, Suceava, Siret, în zona aceea și este exemplară mobilizarea. Deci ce am văzut, exact cum aminteam, nu m-am așteptat să fie atât. Deci se lucrează zi și noapte, se preiau, sunt și câteva organizații acolo și de misiune care au devenit niște hub-uri și trimit apoi în toată țara. Ce cred că trebuie noi să înțelegem și sper că vom înțelege destul de repede este că această criză nu este o cursă de viteză, ci este un maraton. Și eu cred că noi am alergat prima 100 de metri și de-abia mai respirăm acum. Noi am început să facem ture. Avem ture de noapte la centru, avem ture de zi, pentru că nu mai putem face față. Deci dacă vrei să și preiei oameni de la gară, să-i și duci la ambasadă, să-i și cazezi, să fii și pe partea logistică, să cumperi și mâncarea, să transporti și prânzul, în câteva zile nu mai își vânde nimic și s-ar putea să cazi înaintea refugiaților. Și atunci, dacă nu ne organizăm bine, atât la nivel de biserici implicate, cât și ONG-uri, dacă nu vedem și o mobilizare, să spun așa, a voluntarilor, pentru că acum nu se mai... Deci, celelalte biserici fac acest aspect ca voluntari, deci nu sunt angajați. La fel și noi, chiar dacă suntem angajați într-un ONG, noi nu aveam viziunea și misiunea asta și avem alte proiecte care sunt în derulare, pe care le-am cam abandonat 3 săptămâni și încep să vină partenerii, spun, măi, vreau și eu rapoarte, dar ce faceți? Mai merg școlile, mai merg centrele comunitare, mai... Și de aceea avem nevoie de voluntari.
din biserică. Și aici aș vedea eu, pentru că biserica este o resursă incredibilă pe partea aceasta logistică și de personal. Sunt zeci, sute de tineri care acum s-au implicat și trebuie să se implice din nou în ture, adică foarte bine organizați. Avem chiar la biserică la noi ture de zi, de noapte, unii, și atunci știi, de exemplu, dacă vrei să cazezi pe cineva, câte locuri sunt disponibile și cine cazează. Nu toți cazează, nu toți cumpără. Deci aici aș vedea aspectul acesta și trebuie acum să ne organizăm din ce în ce mai bine, pentru că s-ar putea ca această criză să fie derulată. Și aș vrea să mai fac doar o mențiune legată de comparația aceasta între stat și biserică sau trupul lui Hristos. Este că statul, orice stat din lume, nu are în niciun oraș atâtea instituții, ori de care fel ar fi, că le spui spitale, școli, sedii de poliție, de pompieri, câte biserici sunt în orașul respectiv. Iar dacă aceste biserici se unesc să vestească Evanghelia în aceste momente prin faptele lor, prin dragostea, prin slujirea, prin dăruirea pe care o arată, este cea mai puternică propovăduire a Evangheliei, pe care noi avem șansa acum. Stăteam și ne gândeam la biserică, duminica trecută am avut un frate din Ucraina, păstor, care știa foarte puțin engleză, a dus un salut și aveam 30 de ucraineni care nu erau din sfera evanghelică. Și am dat 5 minute să vestească Evanghelia și el plângea, grupul acesta plângea de 30 de oameni și chiar ne-am pus întrebarea aceasta. Cine și-ar fi imaginat acum o lună că în bisericile noastre se va predica în ucraineană ucrainenilor? Deci este o oportunitate pe care noi trebuie să știm să o gestionăm acum, logistic, să fim pregătiți, dar nu știu când o să mai avem și nu știu dacă am avut-o în ultima sută de ani, ca bisericile să aibă o mărturie atât de puternică, atât pentru societatea civilă, pentru stat și mai ales pentru, așa cum bine numim, musafirii noștri de peste graniță. La noi în biserică s-au pus și cântările în limba ucraineană și e adevărat că Dumnezeu ne împinge dincolo de limitele și de la o parte poate chiar preconcepțiile noastre. Când eram în institut, ca student, nu mi-am dorit să lucrez cu două categorii, ruși și turci. Exact cu aceștia m-a trimis Dumnezeu să lucrez. Foarte frumoasă mărturia și interesant și relația aceasta care o distăm cu statul. Nu vrem prin asta să, cu siguranță, să blamăm instituțiile statului, dar vrem să arătăm că e nevoie de un parteneriat și că până la urmă statul este un rezultat al societății. Nu statul înființa biserica, nu noi am fost înființați de stat și poporul lui Dumnezeu a existat întotdeauna. Pentru că suntem pasionați amândoi de dinamica bisericii, de biserică, cum influențează această implicare în latura aceasta socială, umanitară, dinamica bisericilor? Pentru că văd că aici este o schimbare și în special m-am uitat la biserici, nimeni nu și-a pus problema ce fac americanii ca să ne ajute, ce sponsorizări ne dau, ci când a apărut nevoia, noi ne-am întrebat ce putem face noi și ceva s-a făcut acolo. Ce schimbări ar aduce în dinamica sau ați văzut că se întâmplă în prezent și sperăm să rămână pe termen lung? Acum, asta cu siguranță e o temă foarte complexă care ar merita atenție mai multă și probabil și timp mai îndelungat. Ar zice că modul în care noi suntem croiți ca oameni ne cere, ne solicită o împrospătare permanentă a provocărilor și cred, spre exemplu, că bisericile care reușesc să mențină interesul și entuziasmul membrilor lor la cote înalte sunt cele care au o dinamică mai bună. Și asta, de fapt, este o artă. Dar, în general, noi în biserici avem așa o viață sinusoidală. Când apare câte ceva nou, poate o criză internă sau externă, suntem provocați să fim mai prezenți, de fapt depinde și de tipul crizei interne, dar când apare o criză, în general să zicem, noi suntem fiind reacționari, lucrul acela e pentru noi o chemare la mobilizare și eu cred că
Unul dintre modurile în care această criză impactează bisericile este să le mobilizeze, să le reamintească credincioșilor că e nevoie de implicarea lor, că toți suntem preoți, că de fapt puținul pe care îl avem când îl aducem împreună se face mult, să ne ajute să o asemenea criză ne ajută să ne amintim că e mai important, mai ferice să dai decât să primești, că dragostea, compasiunea, atenția sunt mai prețioase decât fondurile pe care le putem da, că avem multe pe care le putem da și de fapt suntem mai cu mai multe resurse decât ne gândim. Mereu ne uităm la vest să ofere, că ei pot sprijini, dar de fapt noi fiind aici descoperim că avem tot ce ne trebuie ca să fim de un real folos credincioșilor. Cred că o asemenea criză ne mai și trezește la realitățile spirituale și la nevoia de a-L căuta pe Dumnezeu. Iarăși, letargia asta care ne cuprinde și modul în care ne lăsăm păcăliți de lumea asta cu toate mâinile care trag de noi, cu toate glasurile care ne cheamă, o asemenea criză care este așa de aproape de noi, cu niște nori care plutesc amenințător aproape de granița noastră și care pot trece granița cu o foarte mare ușurință. Un asemenea context așadar ne mai și trezește la a ne mai îndrepta în fața Domnului, a-L căuta pe Dumnezeu, a încerca să fim mai prezenți în închinarea bisericii, în slujirile bisericii. Deci pentru o trezire a bisericii și cu siguranță lucrul acesta trebuie să fie îmbrățișat și trebuie să fie folosit și momentul trebuie să fie realmente pus în funcțiune pentru ca biserica pe toate palierele, în toate aspectele ei să răspundă și spiritual și practic și în modul acesta cred că se face o trezire, o revitalizare despre care tot vorbeam și ne uitam în jur să vedem de unde și cum să o facem și de unde vine impulsul, de unde vine imboldul. Ia că imboldul vine din această situație. Mai avem doar un minut, două. Să vă dau posibilitatea să spuneți un cuvânt de final pentru cei care ne urmăresc în acest context al mobilizării noastre pentru a împlini nevoile celorlalți. Eu aș dori să îndemn, așa cum a fost amintit, nevoia aceasta de rugăciune, pentru că, pe de-o parte, este și sfera aceasta spirituală. Noi nu cred că ne imaginăm și vom vedea pe parcurs ce cazuri vin. De exemplu, noi avem pe cineva acum cu o dependență de un medicament care se dă numai de psihiatru și care n-a putut să le dea de 5 zile și încercăm să găsim cum să-i dăm medicamentul aici, deci intrăm. Deci vor veni tot felul de oameni, cu tot felul de nevoi și Domnul să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să slujim cu credincioșie în situația aceasta. De asemenea, îndemnăm pe cei care se pot implica în orice fel, ca o mașină cu care pot duce oameni după ora 6 seara, că mai au un pat disponibil, că pot să gătească, că pot să pună niște bani la colectă, deci implicarea este pe foarte multe planuri. Este un moment și pe care Dumnezeu l-a pus înainte ca pe oportunitate și mi-ar părea rău personal să spunem după ce a trecut că am făcut mult mai puțin decât puteam să facem. Da, mulțumesc. Și eu aș accentua nevoia aceasta de a continua să ne rugăm și să venim înaintea lui Dumnezeu cu post pentru ca lupta asta spirituală să fie câștigată cu această luptă, cu această bătălie, că războiul va continua. Aș îndemna să nu obosim în facerea binelui. Sau să spun să nu ne oprim din facerea binelui. Și să nu
să nu ne fi dovedit la finalul acestei crize, care s-ar putea să se prelungească pe ani de zile, că am fost sprinteri, că n-am fost maratoniști, că am slujit cu entuziasm și dedicare, am dăruit cu generozitate doar ca un răspuns emoțional la o criză care ne-a apărut în față. Aproapele nostru are nevoie de dragoste, de slujire, de ajutor și eu mă rog și nădăjduiesc că ne vom fi dovedit niște credincioși, niște oameni, o societate și, de fapt, o lume care a fost aproape de cei nevoie, nu doar când a fost emoționată lumea asta, nu doar când a fost sensibilizată, ci vom fi aproape de cei nevoie în criza aceasta până la capăt. Mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne aducem aminte că suntem invitați să fim împreună pentru ceilalți, împreună pentru aceeași cauză. A împărtășit dragostea Domnului nostru Iisus Hristos cu cei nevoi. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!